Păi eu nu înțeleg de ce nu bagă la școala de poliție documentarul ăsta. Deci, în zilele astea în care trăim, la ce viteză are viața, bă, trebuie să citești o grămadă de cărți. Și pierzi luni de zile. Nicule, ce vorbesc eu luni de zile? Ani de zile pierzi. Că cărți groase, mă, peste 50 de pagini. Mai bine ne băgau documentarul ăsta și învățau mai multe, mă, și mai repede. Doamne șef, nu vreau să zici că mă bag în seamă sau că am ceva cu tine, dar filmul ăsta care zici că l-ai văzut tu și că e documentar, e film artistic. Băi, Nicule, care-i diferența, mă? Tu nu știi că sunt multe filme care se fac după cazuri reale? Asta e altă discuție. Băi, Nicule, e tot aia, mă, dar te faci tu că nu înțelegi. Ce zici, mă, Bobiță? Băi, Nicule, fii cu minte că unde te duci tu, eu m-am întors de mult, mă. Aolă. Da, da, păi povestea nu e de acum, povestea e de acum o săptămână de când a difuzat aia filmul, că l-am văzut și eu. Și a venit ăsta, a început cu toată tărășenia asta, da? Bă, la început am simțit așa că mă ia puțin o amețeală, a început să-mi păcăne urechile, după aia mi-a pus niște vinișoare pe la ochi, așa? Mamă, zic, tași să vezi, că în momentul în care a început să-mi dea cu tensiune și pe la inima, să vezi tu că a început creierul să se colmateze, nu știu ce, încade creierul în ghiuvetă. Și m-am uitat la mine în oglindă și am zis, Bobiță, ce vrei tu, mă, vrei să mor de la așa ceva? Și am zis, nu se mai poate. Mi-am luat căciulă, mi-am tras căciulă, am lăsat pălăria frumos, am pus căciulă și acum filtrează materialul ăsta, ce zice Robi, intră prin material, după aia prin ureche, iese prin urechea asta și prin materialul alt. Și nu mai rămâne nimic, ai înțeles? Și atenție, Nicule, tu nu știi tot. Ce nu știu tot? Hai de cap. Vezi că cam exagerezi. Nicule, ai zis ceva, mă? Nu eu, Robi. Bă, fii atent, bă, ce chestie a dracu. Deci organismul meu a dezvoltat acum un mecanism ăsta care nu mai percepe sunetele lui Robi și nu mai aude că vorbește el nimic, înțelegi? Iese pe, intră pe partea asta, iese pe partea aia și nu mai are nicio treabă. Ce faceți, mă, frumoșilor? Aroro, Vasile. Să trăiți. Ce faci, Robi? N-ai treabă? Că dacă n-ai, îți găsesc eu. Ba da, nu se vede? Nu prea. Seamănă mai mult la pauză. Păi vă zic eu. Intru în contact cu cetățenii. Adică stau de vorbă cu comunitatea. Că dacă nu stai de vorbă cu ei, ei n-au încredere în tine. Și noi, poliția asta, suntem. Siguranță și încredere. Ce nu e așa, mă, Nicule? Mi-a făcut capul calendar cu un film care l-a văzut el. Bă, Nicule, nu e un film oarecare, mă. Bă, nu e. E documentar, mă. Un documentar polițist despre un mare polițist care a trăit în Franța acum mulți ani. Și e în engleză. Bravo, mă, în sfârșit. Ai și tu un model în viață. Felicitări. De azi, mă, și mie, ce polițist? Cum îl cheamă? Că poate îl cunosc. Stai așa, Vasile. Ia zi, Robi. Inspectorul Cluzo. Pantera Roz? Zi și tu. Bă, Popiță, tu nu ziceai, mă, că nu mă mai auzi? Vezi că ești tu specă, mă, e la mișto. Cine, mă, eu? Bobiță, nu cred, mă. Răspunde-mi și mie la o întrebare. Titanicul a existat sau n-a existat? Zic, a vapor. A existat. Și a existat și ca film. Da. Care e făcut din cazuri reale. Corect. Deci dacă e făcut din cazuri reale, e documentar. A, mă, Nicule, ce dracu, mă, că e la mintea cocoșului. Film artistic. Făcut după cazuri reale, dar e film artistic. Băi, Nicule, nu există, mă, dacă e după cazuri reale, e documentar, punct, deci nu se discută. Băi, domn șef, deci inspectorul Cluzo ăsta și cu Pantera Roz nu e caz real. Băi, Nicule, de ce, mă, că zici tu? Zici și mie, cele mai multe documentare nu se fac cu animale? Ba da. Păi și ăsta cum se numește, bă, Nicule? Pantera Roz. Bă, atenție, panteră, mă, deci e documentar. Domn primar, zi ceva, că nu mai pot, deci îmi bubuie capul, nu mai pot. Deci, în primul rând, îmi cer scuze că n-am fost de la început pe subiectul ăsta, că n-am înțeles, dar acum am și o întrebare. Deci, Robi, zi-mi și mie, de ce îți place ție filmul ăsta atât de mult? Haideți, domn primar, documentar vreți să ziceți. Îmi cer scuze, Robi, repet, de ce îți place ție filmul ăsta documentar atât de mult? Păi cum? Mie îmi place inspectorul Cluzo, domn primar. Că el le rezolvă toate. Bă, frumos, de la tufiș, atenție, la tufiș. Da, mă, stai un pic. El... Da, mă, stai, mă, bun, bun. Și ce-ți place ție la el atât de mult? La... Că rezolvă cazurile frumos, că a zis tufiș, atenție la tufiș. Da, mă, lasă-mă, mă, cu tufișul tău, că eu vorbesc de inspectorul Cluzo acum. Joacă personaje. El se deghizează, domn primar. Adică
are... Bă, și nu știu cum le rezolvă pe toate, domn primar, că... Ba e îmbrăcat cu... Ba e cu... Te-ai bătut? Vă băgați, dacă te dai bătut, bate cu pumnul mașin. Bă, lasă-l, mă, că-l omori, mă! Ce să-l las, mă? Lasă-l, mă, că-l omori, stupina, că lasă-l în pace, ce ai? De ce te-ai băgat? De ce s-a... Păi te sufocat, te strângea de gât. De ce s-a băgat? Băi, Bobițe, de ce te-ai băgat, mă? Naraț, joacă-o pe asta, fii atent, că n-ai văzut-o venind, este? N-am înțeles nimic, mă. Hai, amă, lasă-mă că nu-ți dau niciun ban, că te-au ajutat și ăștia. Cine m-a ajutat, mă, că nici nu m-ai văzut, mă? Eu ți-am zis, tufișu, dă-i bani acum. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Îi dai bani că te-a strâns de gât? Păi da. Ia uite, păi te strâng eu gratis. Bă, păi nu merge așa, mă, Nicule, că stai scatul, mă, și l-a atacat cum ar veni. Care-i scatul, mă? Scatul, mă, chinezul din film, care l-atacă pe inspectorul Cluzo. Și acum l-a luat prin surprindere și asta îi place. Zile, mă, ia, explică-le. Important să știi, Bobiță. Adică să mă ia prin surprindere, că e un fel de antrenament. Că e ca în viață, mă. Adică nu știi când vine pericolul și de unde vine. Stai, mă! Am crezut că mă atac. Acum nu, mai devreme, da? Păi am văzut și eu mai devreme că m-a atacat. Ba, n-ai văzut. Am văzut că n-am văzut. Da, deci eu îl atac pe el de câte ori pot și când îmi iese, îmi dă 10 lei. Și cum stai, spun acum? Deci dacă îl mai atac de două ori, îmi iau bicicletă. Bă, dar nu de-aia scumpă. Ce vorbești, mă? Iau ce vreau eu, mă, cursiera aia, uite goala mea. Bă, Dorele. Bă, Răbi, ia stai așa, mă. Dar spune și, mă, ce-ți place, mă, la inspectorul ăsta? Dar ai plecat așa pe panta asta, că nu înțeleg. Îmi place, domn primar, că rezolvă cazuri de-alea complicate, nu joacă, cu crime. Adică, și deși toată lumea e așa împotriva lui, el nu știu cum face domn primar, dar le rezolvă. E deștept, ce să mai... Și are și costume, se deghizează. Viață frumoasă. Păi ce, mă compar eu cu el? Păi la mine e plictiseală, domn primar, nu se întâmplă nimic. Noroc cu Ardiles, că dacă, na, cu ajutorul lui mai am și o parte de puțină acțiune. Îmi pare rău că nu m-am născut și eu în Italia, acolo unde e mafie. Să mă lupt cu ei, să-i prind, să-i bag la pușcărie, în pușcături cu pistoale. Da, să te prindă, să te tai așa bucățele, să te arunci, uite așa, la porci. Cine să mă prindă, mă? Păi, dar tu de ce să-i prinzi pe ei? Păi eu sunt în tabăra la băieții aia buni, bă. Nicule, ce nu înțelegi, mă? Și bine le învinge tot timpul. Bine, dacă nu la început, la final, sigur. Happy end-ul, la filmele americane, la sfârșit, începem plângem, că de-aia ai făcut ăla. Tu știi că Romeo și Julieta a murit amândoi la final? Băi, rați, acum ce facem? O dăm de filme în cărți? Păi... Vezi că ai client. Unde? Eu, dacă tași puțin. Deci, Robi, tu ești pregătit acum ca să te deghizezi? Adică ai tot ce trebuie? Da. Adică am ochelari, am nas, am costume de bărbat, de femeie. Adică sunt pregătit pentru orice acum. Deci ai tot ce trebuie. Băi, e perfect. Ce să mai... Am fix un caz exact ce trebuie ție. Mam. Unde? Hai că spun eu. Rață liber? Liber, liber. Hai să mergem. Unde ai rupt oale? Ce? După margine. De unde ai rupt oale, te întreb eu pe tine? În spate. Din ficus, a? E? Ce vezi tu acolo? Nimic. Robi, eu mai spun cu te, înțelegi? Și din când în când mai dau un ochi pe la vecin. Ce crezi că au observat? Ce? Nimic. Păi și eu ce am zis? Nimic. Eh, nu ți se pare suspect? Nu. Mie da. Căstarul și culete mai ieșea șerp în curte. Mai dădea pe la păsări, mai ascuțea toporul, adică își făcea de lucru. Eh, de o săptămână, nimic. Și el e un gospodar. Aveți dreptate. E suspect? Așa mă gândeam și eu. Păi dacă nu mai se pun curte, înseamnă că se pitește în casă. Și dacă se pitește în casă, înseamnă că ascunde ceva, nu? Da. Bravo. Întrebarea e ce? Corect. Și câteodată
Mai aud așa. Aaa. Așa, notează, notează. Aaa. Aaa. Și câteodată... Aaa. O, o, o. Aaa. Domn primar, chiar că e suspect. Așa mă gândeam și eu. Și îți dai seama că nu pot acum să merg direct la el să-l întreb: băi, Ciuculete, ce mă suspect la tine acasă? Ce faci tu, de fapt, acolo? Că mă dau de gol, înțelegi? Da? Păi da. Și ce m-am gândit eu când am auzit de tine că ai modelul ăsta, Pantera Rus? Ia să-l supraveghez, mă, din curtea mea, că-ți dau voie. Că pentru nerobii spun, poliția e ca a doua mamă, adică nu ies din cuvântul ei, știi? Deci, să-l filiezi așa de ghizat, o zi, două, trei, până îi dai de cap. Ce zici? Gata, știu, domn primar. Hm? Mă deghizez în copac și stau așa nemișcat până îl dibui. Stai un pic, stai, că eu am o idee mai bună. Te deghizez în omul muncii, ai înțeles? Că uite ce noroc ai, am de dat pe magazia asta cu vopsea. Deci, o salopetă, niște mănuși, o căciulă dacă e să nu te recunoască, și ce faci tu? Dai de două ori cu pensula, arunci un oglaier în curte, încă două pensule cu vopsea, încă un oglaier în curte, și tot așa până termin, ai înțeles? Și după ce termin, îți dai seama, mă, că nu te l-ați descoperit. Schimb costumul, dar schimb și pensula. Iei caz, mama, și în toată zona aia de acolo îmi pui viță de vie, ca la niște butași de aia de căpșunic. Ce zici? Mai pag o cazma, mai arunc un ochi, mai pag o cazma, mai arunc... E tare, domn primar. Bravo, mă. Ia zi, cum e planul meu? Nu e bun. Păi n-ai spus, mă, că e tare. Domn primar, eu nu pot să port salopetă, că mă face gras. Ah. Am o idee mai bună. Păi mai sunt sau nu mai sunt sub acoperire? Corect. Asta e magazia, nu? Da, mă, asta e. Aha. Păi și vopsești și ușa sau... Da, mă, dai și pe ușă. Păi cu aceeași pensulă vopsești? Da, mă, cu... Aceeași pensulă. Te-am văzut. Stai, bă, Vasile, ce dai, bă, așa tare? Lasă-mă în pace, ce-ai cu el? Păi mai am nevoie de 20 de lei ca să-mi iau bicicletă. De 20 de lei? Da. Bine, mă, uite, ia de la mine 20 de lei, dar câteva zile să-mi lași în pace, da? Că acum e sub supraveghere pe aici, dă cu vopsea pe magazie, că e în misiune, știi? E sub acoperire. Ce noroc ai avut, Robi! Ce vorbești, mă? Cine, mă? Băi, păi eram pregătit, mă, n-ai văzut? Du-te, mă, că te fac cuzi, mă! A, mă, mă lași? E, tina! Domn primar, eu mă întorc pentru caz. Da, mă, da. Scuze! Gata! Fii în toți! Ce? Ce-ți dau? Cum ce-ți dai? Bicicleta! Ce bicicletă, mă? Asta! Unde-i bicicleta aia care era aici, aia de 500 de lei, aia frumoasă? Am dat-o ieri. Cui? Lor Diles. Hai de cap meu, și ăla nu știa, mă, că-mi place mie cel mai mult și alta n-ai? Păi, dacă aș fi avut, aș fi pus la vânzare, nu? N-am. Deci nu mai ai? N-am. Tot. Hai de capul meu, vezi ce-ți fac eu ți-ar bilez. Uite cu ala mi-ar bileze. Căutați pe cineva? Sau, sau, cine? Nu înțeleg ce spuneți. Cu cine aveți treabă? Sau, sau, cine? Domnule, dacă nu plecați, o chem poliția. Nu mai chemați, domn primar, Robi sunt. Robi, tu ești, mă? Nu m-ați recunoscut, este? Băi, puteam să jur că ești chinez, mă. Changli? Foarte bine, Ciolong, deci uite acolo e magazia, vezi că ai și pensulă și vopsea, tot ce-ți trebuie, da? Changli? Așa cum spui tu. A, să termine, am înțeles, da? Da, da, mă uit la vecin, că aia e important. Da, mă, asta se înțelege de la sine. Mhm. Spor. Țara, o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți.